Încercăm prin videoclipurile noastre să vă ținem pe cât mai mult posibil în casă, astfel încât să nu ieșiți pe stradă fără motiv și să evitați locurile publice în aceste momente de pandemie. Mulți dintre voi au adoptat diferite strategii pentru a trece de aceste momente grele. Unii și-au limitat timpul petrecut afară, în special la orele de vârf, alții au început să lucreze de acasă. Pentru mulți, autoizolarea este o idee oarecum nouă. Aceasta este practica de a sta acasă în timp ce îți monitorizezi simptomele timp de 14 zile. Evitarea contactului cu alte persoane este esențială pentru că perioada de incubație a noului coronavirus este de câteva săptămâni și poți lua contact cu cineva care nu arată niciun simptom, dar este infectat. Oamenii care au călătorit în afara țării de curând sau cei care au avut contact cu cineva diagnosticat cu virusul ar trebui să se autoizoleze. Totuși, nu aceștia sunt singurii care fac acest lucru. O mare parte dintre oameni au făcut acest lucru fără a se încadra în aceste categorii, cu speranța că nu vor contacta virusul de la cineva asimptomatic. Deși este un lucru foarte popular acum, nu este singura dată când oamenii au stat izolați. De fapt, unii au făcut acest lucru timp de ani la rând, chiar dacă au avut sau nu de ales. În trecut, unele persoane au ales să se izoleze, iar alții au fost alungați și accesul le-a fost interzis, forțându-i astfel să se excludă din societate. Sunt multe lucruri care trebuie luate în considerare atunci când vorbim despre acest subiect, așa că astăzi vom dezbate câteva scenarii referitoare la situația de izolare pentru totdeauna, asemănătoare scenariilor din filmele Naufragiatul și Marțianul. În urma celor întâmplate recent, oamenii se întreabă cum va arăta viața dacă ar trebui să trăiască așa la infinit. În vremurile mai puțin moderne, probabil că ar fi fost și mai dificil, deoarece noi trăim într-o eră în care există o tehnologie care nu a existat înainte și care ne ajută mult în realizarea activităților zilnice. Din fericire, internetul funcționează în continuare, permițându-le oamenilor blocați în case să își ducă traiul zilnic ca și cum nu s-ar întâmpla mare lucru. Mulți lucrează de acasă datorită tehnologiei existente. De asemenea, Netflix ne ajută mult să ne relaxăm. Doar imaginează-ți cum ar fi arătat izolarea înaintea erei de transmitere online. Cred că lumea și-ar fi făcut rezerve de DVD-uri cu filme în loc de hârtie igienică. Nu ai fi avut nimic de făcut decât să stai și să citești sau să asculți radioul care probabil ar fi transmis numai noutăți despre epidemie, dar din punctul meu de vedere, am fi avut fie o revoluție plină de creativitate sau scandaluri în țară, cred că nici nu este o diferență prea mare între ele, dar din punctul nostru de vedere, înainte nu erau prea multe lucruri pe care le puteai face acasă. Dacă ai fi în izolare pentru totdeauna, probabil ai trăi asemănător cu modul în care o faci acum, dar cu mai puțin aer proaspăt și soare. Pun pariu că există mulți care fac deja acest lucru. În orice caz, ar apărea niște complicații. În primul rând, aspectul tău nu va fi prea drăguț după o vreme fără vizite la frizer, iar părul tău, inclusiv cel de pe față, va începe să crească aiurea. Probabil că vei deveni și mai plinuț dacă nu practici exerciții fizice acasă. Statul în marea majoritate a timpului, fără capacitatea de a face ceva sau de a pleca undeva, nu este bun nici pentru sănătate, nici pentru socializare, care ar putea deveni o provocare la rândul ei. Locurile de întâlnire, cafenelele, barurile, restaurantele, magazinele și buticurile sunt toate indisponibile, dar din fericire există socializarea online și îți poate asigura doza zilnică de interacțiune umană, dar este o modalitate mai puțin personală și fizică. Și vorbind de fizic, ar fi mult mai greu să pui mâna pe produsele din magazine. Izolarea presupune să nu ieși pentru absolut nimic, spre deosebire de distanțarea socială care ne permite să ieșim și să realizăm activitățile necesare atât timp cât păstrăm un spațiu fizic între noi. Singura modalitate de a obține produsele necesare este să îți fie aduse prin surse exterioare. Singurul mod ca unele lucruri să ajungă în mâna ta este prin expediere. Vrei un nou joc video? Numai prin lansare digitală sau presupun că apelezi la un magazin online pentru a-ți aduce tot ce ai nevoie. Până acum am profitat la maxim de comoditatea modernă disponibilă în era noastră, dar după o vreme lucruri precum acestea vin cu niște costuri. Oamenilor le place contactul fizic, sunt dornici să petreacă timp față de cei pe care îi iubesc și imposibilitatea acestui lucru devine extenuantă psihic după un timp.
Mulți s-ar simți nepregătiți și în ceață după o vreme, iar aspectul neîngrijit și lipsa soarelui ar accentua aceste sentimente. Totuși, este posibil să-ți schimbi aspectul și în izolare. De fapt, unii au ales stiluri de viață solitare timp de mulți ani și privind la ei, ne putem face o idee despre cum ar putea arăta viața în izolare. Bineînțeles, avem exemplul clasic al supraviețuitorului singuratic, pusnicul. Aceste societăți de pusnici au existat dintotdeauna. Ei sunt oameni care trăiesc în izolare față de restul societății, adesea din motive religioase, și se întâlnesc în religii precum creștinismul, budismul și hinduismul. De asemenea, ei se pregătesc timp de ani înainte de a coborî în singurătate. Se împacă cu cei dragi, își adună provizii care să îi ajute de-a lungul drumului și se pregătesc mental pentru noua lor viață. Mulți au descris viața într-un loc retras ca fiind o experiență care îi ajută să se simtă mai mulțumiți. Trăind în liniște meditativă, îi ajută să descopere noi sensuri ale vieții și au o minte mult mai limpede și mai concentrată. Ei devin adesea independenți, trăind de pe urma pământului, crescându-și și îngrijindu-și singur animalele. Pacea interioară poate face minuni pentru sănătatea mentală și îi face să se simtă mai aproape de divinitatea căreia se închină. Cu toate acestea, nu toți pusnicii sunt religioși. Sunt mulți cei care aleg să trăiască solitar din cauza altor motive, indiferent că devin ar fi anxietatea, dorința de a nu lua contact cu alte persoane sau pur și simplu faptul că se simt liniștiți în mijlocul naturii. Pusnicii sunt prezentați în tot felul de povești de-a lungul istoriei, precum vulpoi nebuni sau ca bătrâni înțelepți gânditori din cauza timpului pe care îl au la dispoziție pentru a medita asupra universului fără distracții sau vizite nedorite. Mai există un tip popular de izolare care poate fi urmărit la scară largă în Japonia. Această metodă se numește hikikomori și presupune retragerea spre sinele lăuntric în timp ce ești izolat. Aceasta este de fapt o retragere socială acută. Mulți adolescenți și adulți se retrag din societate și caută niveluri extreme de izolare și de tensie. Dar de când s-a descoperit și în alte țări, estimările plasează numărul tinerilor ce recurg la hakikomori la aproximativ jumătate de milion, cu un număr similar al oamenilor de vârstă mijlocie. Ministerul Sănătății, Muncii și Bunăstării din guvernul japonez definește această practică drept un refuz de a părăsi casa părinților fără să meargă la școală sau la serviciu, izolându-se de societate și de restul familiei într-o singură cameră pe o perioadă ce se întinde uneori până la 6 luni. Dar au existat cazuri și probabil încă există când unele persoane au stat închise pentru 20 de ani. Dacă cineva cunoaște cel mai bine autoizolarea, ei sunt aceia. În cea mai mare parte a zilei stau izolați într-o singură cameră, evitând situațiile sociale și relațiile pe cât de mult posibil, ceea ce duce de cele mai multe ori la simptome obsesiv-compulsive care împiedică activitățile normale zilnice. Izolarea acestor așa numiți pusnici moderni ar putea fi reacția psihicului la instinctele strămoșești, sau poate că pur și simplu nu se pot vedea în societatea din jurul lor. Oamenii ce recurg la hikikomori au deseori foarte puțini prieteni și manifestă probleme psihologice și anxietate, ceea ce duce la nesiguranța de sine și o timiditate exagerată. Deci, dacă nu meditezi și nu ești conștient de lucrurile negative din timpul autoizolării, ai putea suferi chiar și tu aceste simptome. Acest comportament este mult mai comun la membrii familiilor din clasa mijlocie sau superioară, pentru că acestea au resursele necesare pentru a le permite să trăiască independent în propria cameră, pe când oamenii care trebuie să muncească pentru propria hrană și comoditate, practic nu își permit luxul de a avea acest stil de viață depresiv. Acestea fiind spuse, autoizolarea pentru totdeauna în timpul erei noastre nu ar fi atât de dificilă mulțumită tuturor facilităților moderne care ne fac viața mai confortabilă. Totuși, dacă nu ești atent în timpul izolării, ai putea ajunge într-o situație mult mai gravă decât ți-ai putea imagina. Pe scurt, pentru ca autoizolarea să decurgă normal și fără să lase urme psihice, trebuie să ai autodisciplină. În plus, dacă facilitățile moderne ar dispărea peste noapte, ai putea ajunge într-o situație foarte proastă. Tu ce crezi? Poți sta izolat pentru restul vieții, având în vedere și părțile negative ale acestei activități? Te-ai bucura sau o vei lua razna? Răspunde-ne în rubrica de comentarii.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!